Pe agenda summitului este și prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, cele existente deja. Republica Moldova se va mai alătura altor sancțiuni? Noi o să fim solidari cu Uniunea Europeană. Și statutul și aspirațiile noastre europene impun să fim solidari în continuare. Deci este posibil evident, să ne alăturăm evident, și altor sancțiuni. Evident, pentru că menirea acestor sancțiuni este să descurajeze războiul, să oprim prima etapă, să oprească ostilitățile.